Salutare, fete dragi! Bine v-am regăsit la un nou video! Astăzi este o zi ploioasă, nu știu, am nimerit chiar o zi foarte întunecată pentru filmat, dar din fericire mi-am cumpărat o lampă nouă, așa că am lumină mai bună, mi-am pornit toate becurile din cameră, după cum puteți vedeți chiar și aici, aproape de fața mea. Și astăzi am un nou clip cu și despre parfumuri pentru voi și am ales... Nu le-am numărat, sincer, nu le-am numărat, dar sunt parfumuri pe care nu le-aș mai recumpăra. Nu vreau să spun că nu își merită banii, pentru că este o chestiune de gust și pur și simplu mie nu îmi plac. Vreau să vă spun că pe vreo două le-am primit, restul sunt, nu, trei, pe trei le-am primit și restul sunt blind buy, să spunem așa, adică le-am cumpărat fără să știu ce miros au. Bun, hai că încep cu cel mai luxos și cel mai de nișă, să zicem, sau deosebit. Costă peste 80 de euro sau cât, dacă bine am văzut. Și arată așa cutiuța, e foarte elegantă. Îl am de pe Peek & Dazzle. Ăsta se numește Chateau de Versailles, Versailles Passion. Eau de parfum. Vine într-o sticluță super strălucitoare, roșu cu auriu. Totodată este o sticluță mare de 80... de 100 de mililitri. Dar ce au în comun toate aceste parfumuri este faptul că sunt foarte dulci. Ăsta, de exemplu, este super dulce. Cred că l-am purtat o singură dată. Astăzi chiar nu m-am dat încă cu niciun parfum. Și e super, super dulce. Acum, dacă îl miros a doua oară, parcă nu e chiar atât de rău. Dar nu este ceva ce să mă atragă în mod... deosebit, nu știu, poate dacă îl port de mai multe ori o să mi se potrivească pe gust, dar momentan acesta nu este chiar printre preferatele mele și nu știu, aș fi ales alte detalii la parfumele, nu știu, mi-aduce aminte de sticluțele acelea arbești a parfumurilor din Dubai, adică ăsta este un parfum care, să zicem, ar reprezenta Versailles. M-aș fi așteptat la alte culori, la alt fel de sticluță, sau să zicem, lăsăm forma așa, dar parcă nuanțele le-aș fi văzut altfel. Bun, pe Fragrantic am intrat și este un parfum ambră floral de damă. Note de vârf piersică, note de mijloc trandafir, note de bază cașmir și mosc. Așa, dacă stai să le citești, nu îți face chiar o combinație super dulce, dar rezultatul este destul de dulce. Vreau să vă spun că persistența este undeva pe la mijloc, nu pot să spun nici că este, deci de slab sigur nu este, dar nu este nici cel mai longeviv parfum pe care l-am încercat până acum. Dar pur și simplu nu este pe gustul meu pentru că mi se pare prea dulce la purtare. Tot pe Fragrantica spune că seamănă cu Burberry Body. Mie nu prea mi se pare, eu am avut o măsură de la Burberry Body și acela chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult și ăsta ci că ar fi un dup, dar sincer mie nu mi se pare. Acum, ca să fiu și mai sinceră, până acum nici n-am mai auzit de acest brand, până nu l-am descoperit la Peek & Dazzle, dar în fine, poate vouă vă place, se poate cumpăra și de la ei, dar și de pe site-ul lor oficial. Bun, să trecem mai departe. Un alt parfum super dulce. Un alt parfum super dulce. Asta este Moschino Pink Bouquet. E un parfum foarte drăguț, foarte girly, dar tot așa este super, super dulce. Asta este un parfum mult mai accesibil. E tot ca de fundița asta de aici cu elastic. Asta l-am purtat de câteva ori, dar tot așa e super dulce. Îl port doar vara, să zicem așa, ca să mă mai îndulcesc sau să mă reprospătez, dar nu prea trag de el pentru că nu este genul meu. Ăsta are 50 de mililitri, cred că au și altă variantă. Nu prea am încercat parfumuri de la Moschino, vă zic sincer, nu prea sunt familiară cu brandul. Bun, deci note de vârf, zmeur, ananas, bergamotă, note de mijloc, ușor lăcrămioare, violetă, iasomie, note de bază, piersică, turtă dulce, mosc, lichen. Deci, cum am spus, este super dulce. Pentru gustul meu este foarte dulce. Nici acesta nu mi se pare că rezistă, wow, nu știu cât de mult. Dar poate vă place. Este un parfum foarte girly, să zicem așa. Asta cred că e cuvântul cel mai potrivit pentru el. Dacă vă plac parfumurile gen Britney Spears Fantasy, atunci probabil că acesta vi se va potrivi. Apoi am aici Miss Boucheron.
Eu mai am și alt parfum de la Boucheron și mi-a plăcut foarte mult, ăsta are 100 de mililitri. Asta e un parfum care încă se mai găsește, l-am mai găsit pe ceva site-uri, nu în magazine, evident. Dar e un parfum, ăsta e prea old school pentru mine, să zic așa, pentru că nu prea mi se potrivește, deși ăsta se menține foarte mult pe piele. Îmi place și designul la el, e foarte plăcut și comod să-l ții în mână. Este un parfum destul de vechi, vreau să vă spun. Asta s-a lansat în 2007 și chiar dacă este creat de unul dintre designerii mei preferați pentru parfumuri, Dominique Ropion, nu am cum să mă înțeleg cu el, nu știu de ce. E, nu știu, prea dur pentru mine. Deci note de vârf, piper, roz, rodie, bergamotă, note de mijloc, trandafir, bulgăresc, violetă, ciclamen. Piele, note de bază, ciclamen, mosc, cedru de Virginia și stânjenel, adică iris. Cred că mi-a intrat în gură. Bun. Deci, când îl port, îmi las așa o dâră foarte dură de parfum. Nu știu de ce, dar fix nu l-aș mai cumpăra. Apoi, un parfum ăsta mai recent cumpărat, l-am luat de la Import Direct și îmi pare rău că nu mi-am cumpărat și varianta cu trandafir. Am descoperit brandul ăsta din cauza lui Ani de la Beauty Barometer, pentru că ea are varianta aceea pe roz cu trandafir și a spus că e foarte plăcută. Eu am zis că încerc și varianta cu iasomie pentru că este mai de primăvară, dar este ca un miros crud de o iasomie super proaspăt macerată, să spunem așa. Și ăsta parcă nu-i destul de dulce, adică îi lipsește un pic de dulceață, un pic de feminism. Este proaspăt, dar parcă îi lipsește ceva un pic să-l mai îndulcească. În rest e foarte plăcut de purtat, dar nu l-aș mai cumpăra, tocmai de-aia nici nu prea mă întind spre el. Dar deși poate acum că vine vremea iasomiei, ar trebui să îl port, poate mă răzgândesc. Bun, deci note de vârf, neroli, bergamotă, lămâie siciliană, note de mijloc, iasomie spaniolă, floare de portocal, tuberoză, ilang ilang, note de bază, ceară de albine, lemne albe, balsam tolu și boabe de tonka. Nu simt absolut nimic citric în el, vă zic sincer, nici măcar tuberoza nu o simt. Iasomia e cea mai proeminentă, deci chiar dacă este o notă de mijloc, pe ea o simt cel mai mult. Am să-l port, poate mă mai obișnuiesc cu el. Nu vreau să zic că detest selecția asta pe care o am, dar pur și simplu nu fac parte din preferatele mele. Și apoi un alt parfum pe care l-am purtat, dar este tot așa mai dulceag, este Lady Million de la Paco Rabanne. Deși mi-mi plac parfumurile de la Paco, Paco Rabanne nu l-am mai de foarte mult timp. Asta e, nici nu mai știu exact ce variantă este. Variantă de parfum, habar nu am, că v-am spus, l-am primit. Și are și probleme cu capacul, în sensul că se mișcă, nu știu dacă auziți, dar cred că l-am scăpat odată sau nu mai știu ce am făcut cu el. Și asta e super dulce pentru mine. Mi-aduce aminte de un parfum, dar nu mai știu exact care. Eu nu știu dacă v-am mai vorbit despre el, tocmai pentru că nu este printre preferatele mele. Zice că e un parfum fructat. V-am zis, mi se pare un pic dulceag. Zmeură, neroli, lămâie de Amalfi, note de mijloc, iasomie, floare de portocal african, gardenie, note de bază, miere albe, paciuli, ambră. Parcă un pic și seamănă cu ala, nu? Dar ăsta este mult mai dulceag și puțin citric decât cel cu iasomie. Adică, deși au note asemănătoare, nu seamănă absolut deloc. Am aici un parfum de la Emmanuel Ungaro, l-am cumpărat. Asta a fost un blind buy, recunosc, l-am cumpărat pentru sticluță, pentru că mi se pare o operă de artă. Sticla aceasta, mi-aduce aminte de sticluțele de la Lalique, pentru că ei fac sticlă decorativă de ani de zile. Și, nu știu, mi s-a părut chiar o operă de artă. Dar asta este varianta Diva Pepit. Mai există și Diva Simplu Clasic. Ei bine, ăsta este un parfum super, super clasic vechi. E un parfum care mi-aduce aminte de, nu știu, parfumurile bunicii, să zic așa. Deci e genul acela de clasic vechi. Nu mi se pare ceva foarte purtabil.
De exemplu, nu știu dacă l-aș putea purta, eu nu l-am purtat niciodată, doar l-am testat. Pentru că v-am zis, a fost un blind buy și nici nu știu ce să fac cu el. Mai am încă un parfum de la Emanuele Ungaro, care acela îmi place maxim, este foarte, foarte plăcut. Dar asta e genul ăla de parfum vechi. Nu pot să mă obișnuiesc cu el, nu mă reprezintă. Poate am să-l port odată înainte să fac duș. Doar așa cred că am să-l port. Dar totuși vă descriu notele, poate vă place. Și asta este un parfum mai vechi, nu îl găsiți peste tot. Dar v-am zis, sticluța este ca o operă de artă. Bun, se zice că este un floral ciprat. Notele de vârf sunt tuberoză mandarină, mijloc trandafir turcesc, ilang ilang, lemn de santal. Note de bază stânjenel și vanilie. Nu știu, pentru mine e destul de greu să discern orice din ce v-am enumerat până acum, pentru că este doar un amalgam, nu știu, pentru mine e un parfum dulceag și învechit. Sper să nu vă supărați că zic chestia asta, dar asta e. Bun, apoi am aici două parfumuri de la Oriflame pe care nu le-aș mai recumpăra. Bine, sunt probabil mai multe, dar oricum nu se mai găsesc. Astea sunt niște parfumuri pe care lumea le cumpără acum, am văzut, în special Magnetista este foarte cerut și am să încep cu el. Nu știu, pe mine nu rezistă și nu înțeleg de ce, pentru că este apă de parfum sau, da, e eau de parfum. E ceva mai elegant, mai de seară, e un parfum de birou, să zic așa. Dar, nu știu, pe mine nu rezistă și nici nu prea mă reprezintă mirosul ăsta. Vă spun și notele, poate vă place. Eu nu apelez foarte mult la el, deși mi se pare un parfum de toamnă. Poate că l-am mai purtat din când în când toamna sau iarna aceasta. Dar nu este dintre preferatele mele, vă zic sincer. Note de vârf, coacăs de negre, piper roz neroli, mijloc, floarea pasiunii, asomie, floare de piersic. Note de bază, vanilie, lemn de santal și mosc. Mai nu știu exact cum să vă spun, dar pe mine chiar nu rezistă atât de mult, deși pe alte persoane am auzit că rezistă de dimineață până seara, așa că nu știu exact ce să vă spun, dar v-am spus, eu nu l-aș mai recumpăra și o tot spun și o repet, mi-ar fi plăcut ca cei de la Oriflame să readucă unele dintre parfumurile vechi și știu că nu sunt printre puținele care zicem asta. Ăsta alt e All or Nothing. Mă, cine a fost la imaginea asta? Eileen Cavendish. Nu am mai văzut să vorbească despre acest parfum absolut deloc. Dar, în fine. Deci, nu l-aș mai recumpăra pentru că nici ăsta nu rezistă foarte mult pe mine. Deși și acesta e apă de parfum. Și nu e nici elegant, nu e nici clasic, nu e nici dulce. Nu știu cum să vă spun, dar nu este preferatul meu. Acesta. Note de vârf, lămâie, frezie, magnolie, mijloc, petale de iasomie, esență de trandafir, de damasc, zmeură și bază, sur absolut de vanilie, cedru și mosc. Parfumul a venit foarte frumos ambalat într-o cutie neagră cu capac, deci are un design foarte drăguț, așa, ca de o poșetuță. Plic, foarte drăguț ambalajul, dar mi-ar fi plăcut să fie mult mai tare, să reziste mai mult și să, nu știu, să fie un pic mai distinctiv. Și văd că a rămas unul singur. Ăsta este, mamă, deci unul dintre cele mai dulci parfumuri pe care le am. Și ăsta a fost un blind buy, dar a fost un parfum super accesibil. Este Vanille Pomme d'Amour din gama Boom de la Jean Arthez, parcă. Parcă așa îi spune la brand, pentru că nu văd aici, nu văd nicăieri. Ba da, scrie aici, de parfum Jean Arthez. Bun, deci are 100 ml, este super dulce, miroase a vanilie, rezistă destul de ok pe mine, pe ăsta l-am și încercat, dar e prea dulce, dacă vreți vă spun și la acesta notele, deși văd că am deja vorbit destul de mult. Un parfum floral fructat de damă. Lansat în 2012, note de vârf, portocală, note de mijloc, pralină, măroș, note de bază, vanilie și mosc. Deci, cum v-am spus, un amestec
numai bun pentru o rețetă de prăjitură. Nu e un parfum neapărat pentru femeie. Mi se pare un parfum tot așa super girly. Aceeași categorie cu Moschino. Poate fi, cred că, recomandat și la domnișoare de 14 ani. Dar așa, pentru, se zice, pentru o zi de vară, pentru stat acasă sau stat în grădină, se poate folosi și acasă. Dar nu l-aș purta în oraș, pentru că nu e genul meu. Bun. Deci, astea au fost. Câte sunt? 2, 4, 6, 8, 9. 9 parfumele aici. Ei, n-am mai găsit încă unul să fie 10, asta e. Dar sper că v-a plăcut acest video. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii dacă vă plac unele dintre parfumurile astea cu care eu nu mă înțeleg. Însă, dacă nu v-ați găsit nici unul printre listă, scrieți-mi în comentarii ce parfumuri nu vă plac, cu care nu vă înțelegeți sau ce note nu suportați. Așa că până data viitoare fiți frumoase, vă pup! Pa, pa!